Câteva luni de zile am stat împreună, miercure de miercure, asupra cărții Apocalipsa. Vai câte întrebări, câte frământări. La cele mai multe dintre ele n-am primit răspuns. Ciudat. La o parte dintre ele probabil că am primit răspuns. Este o carte frumoasă, aparține canonului biblic, dar vreau să vă spun că de-a lungul istoriei bisericii au fost oameni care și-au spus că probabil nu-i locul acestei cărți în canonul biblic, deoarece dificultățile de interpretare și limbajul ei era inaccesibil multora din vremea aceea, cum de altfel este și pentru mulți dintre noi tot atât de dificil. Cartea Apocalipsa se deschide prezentându-L pe Domnul nostru Iisus Hristos într-o lumină diferită de cea pe care o avem atunci când citim Evangheliile. Îl vom întâlni aici, sau l-am întâlnit, cei care am parcurs cartea aceasta, l-am întâlnit glorificat. L-am întâlnit plin de slavă și am realizat citind cartea aceasta că tot ce se întâmplă în carte și implicit în istoria lumii acesteia se întâmplă determinat de persoana Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea cred că este un prilej potrivit ca în această dimineață să-L binecuvântăm pentru că este și Domnul nostru. Amin. Mai mult decât atât, în dimineața asta El ne invită nu doar să fim părtași cuvântului Său, ci ne invită să ne identificăm cu moartea și apoi învierea Sa prin faptul că ne vom împărtăși cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Capitolul 2 și 3 din cartea Apocalipsa, dacă ar fi să privim așa foarte general cartea să ne amintim, vom găsi acolo, am găsit acolo scrisorile specifice primite de la Domnul Iisus Hristos pentru cele 7 biserici din Asia Mică. N-am putut să nu mă întreb, citind scrisorile acestea, cum ar arăta o scrisoare pe care Domnul Iisus Hristos ar scrie o bisericii Emanuel. Știu că unul dintre dumneavoastră deja v-ați gândit ce ar trebui să conțină scrisoarea aia. Cu tot respectul pentru dumneavoastră, nu mă interesează în acest moment părerea dumneavoastră. M-ar interesa foarte mult, și nu o spun într-un mod formal, ce spune Hristos, care sunt gândurile Lui. Dar haideți să trecem puțin mai departe. Dar dacă Iisus v-ar scrie o scrisoare dumneavoastră personal, sau mie, și aș găsi-o acasă când mă duc acum după slujbă și aș citi-o, oare care ar fi mesajul Lui? Ce ar conține acea scrisoare? Mă rog, când citesc capitolele acestea 2 și 3, sunt copleșit de faptul că Mântuitorul nostru Iisus Hristos îi cunoaște pe ai Săi. Se identifică cu ei. Este printre ei. Umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Cele 7 stele le ține în mâna Sa. Chiar dacă are ceva de criticat, are și ceva de spus pentru reabilitare. Întotdeauna dreptatea Sa este însoțită de mila Sa. Pentru că El nu dorește moartea păcătosului, ci El se așteaptă ca cel păcătos să se întoarcă de la moarte la viață. Și apoi, începând cu capitolul 4, intrăm în partea apocaliptică a acestei cărți. Este partea cea mai grea. Este partea care oferă cele mai multe bătăi de cap. Limbajul metaforic de multe ori ne creează probleme când este vorba să înțelegem la ce se referă mesajul din capitolul sau versetul respectiv. Începând cu capitolul 4, intrăm în sala tronului. Dar dați-mi voie, înainte de a intra în sala tronului, unde puțin ne-a condus deja Eugen, și apoi cântecele care au fost la timpul de laudă și închinare, să citesc un verset. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 19. Și iată ce îi spune Domnul lui Ioan. Scrie dar lucrurile
pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Lucrurile pe care le-ai văzut, care sunt, dar și cele care vor veni. De aceea Apocalipsa putem să o vedem ca fiind veșnicia trecută, prezentă, dar și viitoare. Dați-mi voie să mă opresc o clipă aici. Vreau să mă rog. Vreau să vă invit și pe dumneavoastră, dacă vreți să vă uniți împreună cu mine în rugăciunea aceasta. Vreau să vă invit să vă ridicați în picioare. Și haideți să cerem Domnului binecuvântarea sa peste viețile noastre, peste mințile noastre, acum când ne apropiem de Scripturi. Tatăl nostru care ești în ceruri, Dumnezeul lucrurilor văzute și nevăzute, Tu care ești fără de început și fără de sfârșit, trăiești într-o lumină de care nimeni, niciun muritor nu se poate apropia. Venim în această dimineață înaintea Ta prin Fiul Tău Iisus Hristos, prin care ai coborât la noi. Și, Doamne, nu găsim cuvinte suficiente ca să putem să-Ți exprimăm mulțumirea că unor oameni nevrednici ca și noi, pierduți în lumea aceasta, păcătoși, în nelegiuirile și fără de legile noastre, trăindu-ne viața, Doamne, unor astfel de oameni Te-ai descoperit. Îți mulțumesc pentru asta. Doamne, vin acum să Te rog să binecuvântezi fiecare persoană prezentă aici. Tu ești Cel care știi starea fiecărei inimi. Tu ne zici prin cuvântul Tău, căci nici nu ne ajunge cuvântul pe limbă, căci Tu deja îl știi. Ne știi frământările, ne știi zbuciumul, apăsările noastre, înfrângerile noastre, bucuriile, victoriile noastre. Doamne, vin și mă rog în această dimineață, cerându-Ți ca prin sângele Domnului Iisus Hristos să curăți fiecare conștiință. Nu ne lăsa pe vreunul de aici să respingem invitația pe care Tu ne-o faci de a ne spăla hainele sufletului în sângele mielului. Doamne, mă rog în această dimineață, ia Tu orice povară sufletească și înlocuiește-o, Doamne, cu prezența Duhului Tău cel Sfânt. Înlocuiește-o cu bucuria Ta. Mă rog, Doamne, ca de la problemele noastre și de la frământările noastre să ne îndrepți privirile spre Tine. Folosește cuvântul Tău ca să zidești în noi acel om transformat de puterea Ta. Doamne, Te rog, lasă-L și peste mine pe Duhul Sfânt în dimineața asta. Tu știi câtă nevoie am eu de Tine. Și fără Tine, slujirea mea nu are nicio valoare. Doamne, vin în dimineața aceasta să Te rog, dă-mi Tu putere de la Duhul Tău cel Sfânt și ia fiecare cuvânt din această carte pentru a vorbi, pentru a schimba, pentru a zidi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru ceea ce Tu faci. Amin. Vă invit să ocupați locurile. O să vă rog să rămâneți cu Biblia deschisă în Apocalipsa, pentru că o să
ne mișcăm capitol după capitol prin cartea aceasta, uitându-ne la câteva elemente, ca apoi să ajungem la câteva concluzii. Vreau acum să vă invit să deschideți la capitolul 4 din această carte. Intrăm în sala tronului. Și capitolul 4 ne vorbește despre relații care țin de veșnicie, de dimensiunea care, la care noi, în mod normal, nu avem acces. Și lucrul care ne izbește privirile în capitolul 4 este închinarea care este în ceruri. Punctul central al capitolului 4 și 5 este tocmai această închinare care se aduce celui care șade pe tronul de slavă. Cele patru făpturi vii, facem cunoștință cu niște creații ale lui Dumnezeu care se numesc aici patru făpturi vii care cântă. Și când își deschid gura ca să cânte, ele proclamă caracterul lui Dumnezeu, sfințenia sa, atributele sale, natura sa desăvârșită, veșnicia lui Dumnezeu. Asta cântă cele patru făpturi vii. Citiți, vă rog, împreună cu mine acum versetul 8 din capitolul 4. Fiecare din aceste patru făpturi vii aveau câte 6 aripi și erau pline de ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare și ascultați cântecul celor patru făpturi vii care subliniază caracterul celui ce șade pe tron. Sfânt. Sfânt. Sfânt este Domnul oștirilor, Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine. Și în timp ce cele patru făpturi vii cântă acest cântec, și dați-mi voie să vă spun, poate speculez, eu nu cred că ei le cântă doar de 3 ori, sfânt, sfânt, sfânt. Sentimentul meu, citind cartea aceasta, este că acesta e cântecul lor permanent. Dar în momentul în care rostesc sfânt, nu este o repetare mecanică, ci fiecare repetare a acestui cuvânt este însoțit de o nouă descoperire a ceea ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu. Dacă îmi dați voie, în modul cel mai limitat posibil în care aș putea să exprim, în imaginația mea, cam așa înțeleg eu că se întâmplă acolo. Sfânt. 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 Sfânt este Domnul. Pentru că fiecare repetare parcă este o deschidere a unei noi perspectivi cu privire la Dumnezeul acesta care este infinit, necuprins în timp și spațiu. Dar în timp ce cele patru făpturi vii au această cântare, suntem conduși la altcineva, la 24 de bătrâni care stau și ei în prejurul scaunului de domnie. Și când ei cântă în închinarea lor, ei nu cântă caracterul lui Dumnezeu, ci lucrările lui Dumnezeu. Citiți, vă rog, împreună cu mine versetul 11 din capitolul 4. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Și în timp ce capitolul 4 te focalizează pe cel care stă pe tron, cel care guvernează universul acesta, cel atotputernic, capitolul 5 mută atenția de la el spre altcineva. Și deodată în fața noastră apare cineva care seamănă cu un miel junghiat. În capitolul 5 focalizarea rămâne nu doar pe cel care avea, cum spune versetul 5, înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și care avea în mâna sa o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu cele 7 peceți. În momentul acela este un strigăt care se aude: cine este vrednic? Cine este vrednic să ia cartea și să-i rupă pecețile?
Iar versetul 2 dezvăluie frământarea cerului întreg legată de deschiderea acestei cărți, ceea ce îmi spune mie că lucrul acesta este extrem de important. Iată-l pe Ioan, plin de nedumerire, spune versetul 3, pentru că nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și lucrul acesta îl copleșește pe Ioan, care în versetul 4 spune: am plâns mult, spunea el, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Dar ocupantul tronului ceresc, cel atotputernic, cel vrednic să primească toată slava, cinstea și puterea, căci prin el s-au făcut toate lucrurile și prin ființa sa se țin toate împreună, el ține, continuă să țină această carte. Și nu poți să nu te întrebi ce-o fi conținând cartea aceasta. De ce este atât de importantă? De ce acel atotputernic o ține și un cer întreg se frământă? Pentru că nu este cine să deschidă. Versetul 5. Și unul din bătrâni mi-a zis, și aici se deschide o altă perspectivă: nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Și atât cum este descris mielul acesta. Părea junghiat. Avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. El a venit, a luat cartea din mâna cea dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie și dintr-o dată reflectoarele se mută de pe cel atotputernic pe cel care ia acum cartea, pe mielul care pare junghiat. Este undeva la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni. Este evident că imaginea aceasta a mielului nu vorbește despre putere, nu vorbește despre autoritate, mai ales că aici ni se spune părea junghiat. Aceasta înseamnă că vrednicia lui de a deschide cartea este determinată tocmai de rănile care le-au produs această înjunghiere. Dar e foarte interesant cum este descris mai târziu, versetul 5, mai devreme, scuzați-mă, leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David. Sunt două imagini, miel și leu, care vin împreună. În calitate de miel al lui Dumnezeu, Iisus Hristos ridică păcatele lumii, eliberează pe oameni de robia păcatului prin răscumpărarea oferită în sângele său la cruce și prin slujirea de mare preot pe care continuă să o facă la dreapta Tatălui. Dar în calitate de leu, leul din seminția lui Iuda, Hristos va purta bătăliile cerului, biruind pe toți dușmanii lui Dumnezeu. Slăvit să fie El! Nu trebuie să uităm că ruperea peceților, sunarea trâmbeților și vărsarea celor 7 potire, toate acestea se întâmplă atunci când mielul acesta, care pare junghiat, hotărăște. Pentru că absolut totul se întâmplă în jurul lui Hristos. Și adunarea noastră are sens astăzi pentru că este centrată pe Iisus Hristos. Dacă n-ar fi centrată pe Iisus Hristos, ar fi pur și simplu o adunare omenească. Dar ceea ce schimbă lucrurile într-un asemenea context este faptul că prin Duhul Său cel Sfânt, Iisus Hristos este în biserica sa, meritând din partea mea și din partea dumneavoastră toată slava, cinstea și onoarea. Așadar, metaforele leu și miel îl reprezintă pe Hristos atât ca domnitor, cât ca și răscumpărător. Veșnicia trecută, veșnicia prezentă, veșnicia viitoare, te uimesc să vezi cum se
desfășoară în fața ochilor noștri. Vremurile prin care este definită existența lui Hristos. Mielul fără cusur, mielul fără pată, când a fost cunoscut? Când a fost cunoscut Iisus ca miel? Când a fost această alegere ca mielul să se ducă și să ia cartea pentru ca să-i rupă pecețile? Uitați cum o descrie Petru. 1 Petru, capitolul 1, am să citesc doar versetul 20. El, Hristos, a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Când a început, de fapt, pătimirea, pătimirea în trup a Domnului nostru Iisus Hristos? Răspunsul este înainte de întemeierea lumii. Și am aici o schiță pe care sper să o puteți vedea. Da? Momentul în care Fiul lui Dumnezeu a acceptat să devină Hristosul lui Dumnezeu, rânduit la întruparea adamică, la pătimirea în trup, ca să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu, se întâmplă încă din veșnicie. Încă din veșnicie, înainte de timp și spațiu, înainte de a fi creat universul acesta, Fiul lui Dumnezeu a ales să pătimească pentru mine și pentru dumneavoastră. După întemeierea lumii, lucrurile intră pe făgașul care ne arată că istoria noastră se va intersecta cu dragostea lui Dumnezeu acolo la cruce, când Iisus, mielul lui Dumnezeu, ales înainte de timp, vine ca să trăiască, să se identifice cu păcatele noastre și să moară în locul nostru. Și apoi, după ce avem imaginea aceasta a Hristosului ales înainte de timp, care devine miel al lui Dumnezeu pentru răscumpărarea noastră, se rup pecețile. Sulul acela pe care el îl ține în mână ne permite să vedem ce se întâmplă când pecețile se rup. Și începând cu capitolul 6, se rupe pecetea a întâia și a doua. Și dați-mi voie să ajung la versetul 17 din capitolul 6. Pentru că după ce se rup cele șase peceți, și nu o să insist asupra lor aici acum, vine ziua mâniei mielului și se ridică aici o întrebare. Cine poate sta în picioare? Aici este strigătul omenirii care este confruntată cu această realitate. Mielul care de data aceasta își revarsă mânia. A venit ziua mâniei mielului. Cine poate să stea în picioare? Și dați-mi voie să vă întreb. Există vreunul în locul acesta care poate să stea în picioare înaintea feței lui Dumnezeu? Dar asta este întrebarea care mă frământă pe mine și pe dumneavoastră, pentru că trebuie să stăm în picioare. În această zi, în aceste vremuri, și ceea ce este foarte frumos este că capitolul 7, când te-ai aștepta ca în el să găsești pecetea a șaptea, se transformă într-o paranteză. Și în paranteza asta, Dumnezeu vine și aduce harul. A venit ziua mâniei mielului și cine poate sta în picioare? Capitolul 7 răspunde. Vor sta în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului doar aceia care și-au spălat hainele în sângele mielului. Și dați-mi voie să vă adresez această întrebare în această dimineață tuturor, tineri sau bătrâni, bărbați, femei, vizitatori ai bisericii noastre. În dimineața aceasta vă sunt hainele spălate în sângele mielului? Asta este întrebarea fundamentală pe care cred că trebuie să ne punem pe măsură ce citim această carte. Îți sunt hainele spălate în sângele mielului? Versetul 1 din capitolul 4, dacă îmi permiteți pentru puțin timp să mă întorc la el. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel din tâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Ce are să se întâmple?
se rup 7 peceți, sună 7 trâmbițe, se varsă 7 potire, care sunt ultimele pedepse ale lui Dumnezeu. Doar oare ce să fie în sulul acesta? Ce este scris oare în sulul respectiv? Este ceva foarte important, pentru că e scris pe dinăuntru și pe din afară. Este important pentru că stă în mâna Dumnezeului universului acestuia. Este important pentru că cerul întreg se întreabă cine îl va deschide, cine va fi vrednic să deschidă. Uitați-vă la cele trei rânduri de pedepse care curg una după alta, imediat ce se deschide sulul acesta. Și dați-mi voie să mă repet. 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 potire. Interesant este că după ce se rupe pecetea a șasea, se creează această paranteză, acest capitol care poate fi numit capitolul Harului. Când se rupe pecetea a șaptea, se deschide sulul, tot sulul e deschis la pecetea a șaptea. Și în momentul acela, din pecetea a șaptea, încep să sună 7 trâmbițe, una după alta. Și Biblia ne spune, și când va suna ultima trâmbiță, atunci va veni sfârșitul. De aceea e foarte important să te uiți când are loc acest strigăt, acest sunet al ultimei trâmbițe. Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni, spre exemplu, crede un capitol, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, că la cea din urmă trâmbiță, vă amintiți ce se va întâmpla? Morții vor învia. Dacă vor fi persoane care trăiesc, vor fi în viață, vor fi transformați într-o clipeală și toți ne vom ridica în slavă pentru a-L întâmpina pe Domnul nostru Iisus Hristos. Oare ce putem spune decât adă Doamne ziua aceea cât mai curând? Puteți să spuneți amin? Sau cumva sunteți în categoria unui domn pe care l-am cunoscut la inaugurarea templului? Cred că am spus lucrul acesta și miercurea trecută. Când s-a inaugurat templul, a venit un domn pentru prima dată la slujbă. Mă rog, ocupa la acea vreme o funcție importantă în orașul nostru. Și la un moment dat, unul dintre predicatori, cred că era un neamț, a spus așa cu multă pasiune despre speranța creștină. Speranța creștină este determinată de faptul că Domnul nostru Iisus Hristos va veni în curând, iar biserica sa își exprimă dorința aceasta, așteptarea aceasta, spunând: Maranata, vino Doamne Iisuse! Și toată biserica a răspuns: amin, nu așa leșinat ca dumneavoastră astăzi, iertați-mă. Da? Și când s-a creat acel fior, când toată lumea a spus cu toată ființa amin, bărbatul acela a înghețat. Așa un fior rece i-a trecut prin șira spinării și a spus: nu! 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 Eu nu sunt gata! Da, în timp ce unii pot spune: Maranata, vino Doamne Iisuse, te așteptăm, așteptăm ultima trâmbiță pentru a fi împreună cu tine. Sunt oameni și probabil că sunt unii chiar în dimineața aceasta, aici, îngroziți la gândul acesta că în acea clipă vor sta față în față cu Dumnezeu. Și nu este simplu lucrul acesta. Ok, avem o mică schiță aici care încearcă să ne ajute să avem perspectiva de ansamblu, da? 6 peceți înainte de acea de a șaptea este paranteza Harului, când vom vedea că sunt pecetluiți cei care sunt ai lui Hristos. Sună cele 7 trâmbițe, capitolul 8 până la capitolul 11, și din nou înainte de ultima trâmbiță se creează o paranteză, și când sună cea din urmă trâmbiță se revarsă ultimele potire ale mâniei lui Dumnezeu asupra omenirii. Așadar putem concluziona că această carte, sulul care este în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie, conține planurile eterne ale lui Dumnezeu, trecutul, prezentul și viitorul. Într-un cuvânt, totul este inclus acolo. Dacă vrei să înțelegi lumea, eternitatea, din perspectiva lui Dumnezeu, presupune să te uiți la sulul acesta. Și imediat ce încep să înțelegi, constați că fiecare pecete care se rupe își are originea undeva în Geneza. Nu se rupe o pecete după alta
După ce s-a terminat efectul uneia, începe efectul celeilalte. Și în schița pe care o avem aici, înțelegem că de fapt pecețile își au originea încă din Geneza. Pecetea întâi, când se rupe, ni se spune că pe un cal alb, un călăreț cu o cunună pe cap a pornit să biruiască. Și este imaginea pe care o vom regăsi în Apocalipsa, capitolul 19. Hristosul care biruie, care vine în lumea noastră ca să aducă eliberare omenirii de sub păcat. Și apoi urmează pecetea a doua, care aduce sabie. Și dați-mi voie să vă întreb, când a fost primul moment când a apărut asta? Oare nu în prima familie din Eden, de după Eden, scuzați-mă? Și apoi foamete, pecetea a treia. Și pecetea a patra culege tot ceea ce s-a făcut până acolo și adună în moartea și locuința morților. Dar la pecetea a șasea, la pecetea a șasea suntem la cruce. Este momentul în care Dumnezeu coboară pe pământ, vine să aducă mântuire și judecată în același timp, ca apoi la pecetea a șaptea să fie momentul în care Dumnezeu îi pecetluiește pe ai săi. Și haideți să citim acum primele patru versete din capitolul 7. După aceea, am văzut patru îngeri care stăteau în picioare la cele patru colțuri ale pământului. Ei, cei patru îngeri, țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt nici pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri care le fusese dat să vateme pământul și marea, zicând: nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea, asta e paranteza, e harul, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Dar ce se întâmplă cu noi, neamurile? Numai evreii sunt pecetluiți. Vă rog să citiți acum, începând cu versetul 9. După aceea, m-am uitat și iată că era o mare gloată, pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, adică și români, din orice seminție, din orice norod, și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și al mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Frații mei, veți fi și dumneavoastră acolo? Asta e speranța noastră, de asta suntem astăzi aici. De asta am renunțat la totul și am decis să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, să facem parte din această mare mulțime, când în ziua aceea, salvați de Hristos, îi vom cânta și vom fi împreună cu El. Capitolul 7 este istoria bisericii. Este paranteza în care Dumnezeu vine și pecetluiește pe cei ce sunt ai Lui. Astăzi este ziua de har. Astăzi, dacă aude cineva glasul lui Dumnezeu, să nu-și împietrească inima, ci să se întoarcă la Dumnezeu care nu obosește iertând. Mâine își va îmbrăca haina de judecător. Mâine va fi mânia sa cu care vom face cunoștință. Urmează trâmbițele din capitolul 8. Trâmbița 1 afectează pământul cu iarba și copacii. Trâmbița 2, oceanele. Când sună cea de-a treia, apele râurilor. Când sună cea de-a patra, aerul, soarele și stelele, toate sunt afectate. Și apoi este un vultur care zboară cu un anumit mesaj, urmând trâmbița a cincea, care aduce boli determinate ca o consecință a păcatului. Și apoi urmează trâmbița a șasea, când o treime din oameni mor.
și se mai creează o paranteză. Și apoi va urma trâmbița a șaptea, care va aduce cu sine sfârșitul istoriei. Mă rog, te poți uita cu groază sau cu bucurie, nu-i așa? Am văzut creștini speriați că este reorganizarea asta mondială și, mă rog, o să ajung imediat și la povestea cu chipul și sunt foarte speriați și îngroziți. Eu zic că acești creștini ar trebui să citească Biblia. Nu trebuie să se întâmple asta? Trebuie să se întâmple sau nu? Și atunci ce sunteți așa de speriați unii dintre dumneavoastră? Trimiteți e-mail-uri la toată lumea și îi speriați că a venit chipul. Pașaportul biometric. Să vedeți ce o să se întâmple. E satana între liniile de la barele alea. Care e perspectiva corectă? Când vedeți toate lucrurile astea întâmplându-se, ce trebuie să facem? Vino, Doamne Iisuse! Se împlinește Scriptura! Cel mai trist este să vezi creștini cu Evanghelia în mână, speriați de faptul că se împlinește Evanghelia pe care o țin în mână. În loc să se bucure că în sfârșit cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Vreau să mă mut un pic în capitolul 12, dacă îmi permiteți, pentru că acest capitol are ceva aparte. Este o prezentare a istoriei mântuirii noastre într-un mod extrem de frumos. O să citesc pentru început primele 6 versete, dacă îmi dați voie. În cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu 12 stele în cununa ei pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a arătat un alt semn. Iată că s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu, la scaunul lui de domnie și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănit acolo 160 de zile. Mă rog, ăsta e primul din trei capitole, din trei tablouri care sunt în capitolul acesta. Și se ridică aici câteva întrebări. Cine este copilul? Cine este balaurul? Cine este femeia? Cine este acest copil de parte bărbătească care trebuie să se nască, pe care diavolul de-a lungul istoriei caută să-l înghită, să-l mănânce? Ea a născut un fiu, așa spune versetul 5, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Nu-s mulți în istorie, e unul singur. Și acesta este Iisus Hristos. Cine este balaurul? Balaurul care așteaptă ca femeia aceasta să nască și să-i mănânce copilul? Haideți să citim în continuare. Versetul 7 până la versetul 9. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar nu l-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Balaurul cel mare. Ascultați cine e el. Șarpele cel vechi. Numit diavolul și satana. Acela care înșeală întreaga lume a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Astea sunt stelele alea pe care le trage cu coada lui din cer. Îngerii căzuți, da? Copilul este Hristos. Balaurul este diavolul, șarpele cel vechi. Cine o fi femeia? Versetul 2 spune, ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii, avea un mare chin să nască. Balaurul, spune în versetul 4, în partea a doua, a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când se va naște. Uitați-vă aici un conflict între femeie și balaur. Când începe conflictul acesta? În grădina Edenului. Atunci când Dumnezeu, după ce omul păcătuiește, spune în versetul 15 din capitolul 3, vrășmășie voi pune între tine șarpe și femeie, între sămânța ta șarpe și sămânța ei a femeii, aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei mușca
zdrobi călcâiul. Diavolul știa. Diavolul știa că prin femeie îi vine moartea. Prin femeie este sfârșitul. Și în acele momente diavolul pornește o luptă crâncenă împotriva seminței femeii. Cât a ținut istoria, este această luptă. Șarpele stă după femeie, purtătoarea pruncului mesianic, că el nu vrea să devină partea verdictului lui Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră că textul acesta ne zice că Balaurul stătea înaintea femeii. De când și până când a stat diavolul înaintea femeii? Păi am putea să spunem că din Geneza până când Hristos se înalță la cer. Gândiți-vă la Abel, primul martir din istorie, primul sânge omenesc care curge pe planeta noastră. Ce a făcut diavolul? S-a folosit de Cain ca de o mănușă ca să nimicească sămânța femeii. Și Dumnezeu îl ridică pe Set. Ar când răutatea omenirii s-a înmulțit și Dumnezeu hotărăște ca toți să fie nimiciți, Dumnezeu îl ridică pe Noe. Și prin Noe, Dumnezeu o ia de la capăt. Și apoi Dumnezeu alege un alt bărbat, îl alege pe Avram, căruia într-o noapte îi spune să-l aducă pe unicul lui fiu, sămânța, să-l aducă jertfă. Spuneți-mi, vă rog, dacă ați fi fost diavolul pentru o clipă și ați fi avut posibilitatea să prindeți mâna lui Avram când era cu cuțitul deasupra fiului său, unicului său fiu, ce ați fi făcut atunci? Dumnezeu îl salvează pe Avram, pe Isaac de acolo și naște un popor și din cadrul acelui popor Dumnezeu îl ridică pe David și lui David Dumnezeu îi promite că face cu el un legământ și în baza acelui legământ tronul lui Israel totdeauna va avea pe unul dintre urmașii săi și apoi privește în viitor spre tronul pe care va sta Hristos. Ei, dar știți dumneavoastră că a fost un moment când o femeie păgână, Atalia, s-a ridicat și a omorât pe toți urmașii lui David? Tensiunea este maximă de-a lungul istoriei, ea crește de fapt. Scuzați-mi, modul în care am reușit să pun cuvintele astea împreună. Ea crește, tensiunea asta crește. Nimeni din casa lui David nu mai rămâne. Și te întrebi atunci ce se va întâmpla cu sămânța, ce se va întâmpla cu promisiunea lui Dumnezeu. Dar Biblia ne spune că a fost acolo o fată care în vâltoarea aceea a luat un copilaș care aparținea familiei lui David și a fugit cu el și l-a ascuns în templu. Știți cine era copilașul acesta? Ioas, singura sămânță a lui David și din el istoria curge mai departe. De-a lungul întregii istorii, Balaurul a stat înaintea femeii ca să-i mănânce pruncul. Pentru că știa că moartea lui vine acolo, vine de acolo. Dar Scriptura ne spune, ea a născut un fiu. Un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Dar credeți dumneavoastră că diavolul a rămas liniștit după ce s-a născut copilul? Amintiți-vă cum îl inspiră în modul acela diabolic pe Irod, ca la Betleem toți băieții de sub 2 ani să fie omorâți în speranța că și împăratul de curând născut va fi măcelărit. Îngerul Domnului îl ia pe Iosif și pe Maria și îi mută pentru o vreme în Egipt. Iisus a crescut. La apele Iordanului se botează și apoi Duhul îl duce în pustiu unde este ispitit de diavol. Fă din pietrele acestea pâini. Aruncă-te de pe streașina templului, îi spune diavolului, diavolul, închină-te mie, cumva poate îl smulg din planul pentru care Dumnezeu l-a creat. Și a venit bătălia decisivă. Înaintea crucii, Domnul Iisus Hristos se retrage în grădina Ghetsimani. Ucenicii dorm. El se roagă și sudoarea îi se transformă în picături de sânge. Și în agonia lui, în lupta aceea care e crâncenă, Iisus spune așa, Tată, dacă este cu putință, depărtează
de la mine paharul acesta. Și a tras aer în piept. Și a sfârșit rugăciunea spunând, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și ascultați strigătul de biruință al lui Hristos. Facă-se voia ta. Și s-a ridicat de acolo și s-a lăsat prins, purtat de la Ana la Caiafa, aruncat în curtea lui Pilat, dus pe muntele Golgota, răstignit pentru mine și pentru dumneavoastră, pus într-un mormânt peste care s-a pus o piatră, i s-a pus sigiliul și o armată ca să-l păzească. Și probabil că lumea spirituală a diavolului striga, s-a isprăvit sămânța inimicită, copilul nu-și mai poate face planurile. Dar înainte ca să spună diavolul și lumea lui s-a isprăvit, spusese Hristos pe cruce, s-a isprăvit. În acele momente, socotelile celui rău au fost încheiate. Haleluia! Diavolul a fost înfrânt. Hristos a biruit. Biruința lui Hristos declanșează în schimb pe pământ un război. Și dați-mi voie să citesc în continuare Apocalipsa 12. Declanșează în ceruri, scuzați-mă, un război. Apocalipsa 12, de la versetul 7. În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar nu au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit un glas care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea lui Dumnezeu, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Și apoi, la prima parte a versetului 12, de aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în cer. Crucea lui Hristos vine și marchează o cumpănă a apelor în istoria omenirii. Până la cruce, se pare că diavolul avea acces în prezența lui Dumnezeu. Să-l părască pe Adam și pe Eva și pe Moise și pe David și pe oricine, pentru că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Sfinții Vechiului Testament aveau și ei nevoie de Hristos și de jertfa sa. De aceea, crucea lui Hristos vine să rezolve ce este înainte și ce este după el. Sângele lui operează nu doar retroactiv, ci este și pentru noi. În schimb, cei care pot beneficia de sângele lui sunt doar cei care își spală hainele sufletului lor astăzi. Se ridică aici o întrebare. În lupta asta crâncenă în care ne găsim, s-a sfârșit lupta? S-a sfârșit oare lupta mea și a dumneavoastră cu diavolul? Oare câți de aici în săptămâna aceasta chiar am trecut și am auzit urletul lui și spaima lui și apăsarea lui și învinovățirea lui? Lupta noastră nu s-a sfârșit, frații mei. Suntem în cadrul acestei lupți. Lupte puternice. Pentru că versetul 12 în partea a doua lui schimbă foarte mult lucrurile. Dacă în prima parte spune bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, da, acolo s-a făcut liniște, diavolul n-a mai avut acces acolo de la cruce. Dar uitați-vă dumneavoastră cum continuă versetul 12. Vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. De 2000 de ani, furia șarpelui, furia balaurului este împotriva bisericii lui Iisus Hristos. De 2000 de ani, diavolul urmărește această biserică a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar uitați-vă dumneavoastră, începând cu versetul 13.
Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Dați-mi voie să spun, adică pe Israel, pentru că Israelul l-a adus pe Mesia. Cele două aripi ale vulturului cel mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul unde este hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă ca un râu după femeie ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-aruncase balaurul din gură. Ascultați cum se încheie capitolul acesta în versetul 17. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Și iată că în timp ce femeia poate fi văzută ca fiind Israelul, rămășița seminței femeii este biserica. Și acum este lupta mea și lupta dumneavoastră cu diavolul. Ei, ne mutăm în capitolul 13 și aici îl găsim pe un balaur cu două fiare și nu o să intru în toate detaliile. Și vedem bătălii, frământări, căderi și ridicări, zbateri în care ne găsim fiecare dintre noi. Dragii mei, frați și surori, tineri și bătrâni, dați-mi voie să vă spun un adevăr pe care probabil că îl știți, dar merită a fi reamintit aici. Diavolul nu doarme. Diavolul nu se duce în concediu, nici măcar nu obosește. N-are zile libere. Și în lupta aceasta mă găsesc eu și dumneavoastră de dimineață până seara. Suntem sub atacurile celui rău. Nu vă așteptați să vă meargă din bine în mai bine. Așteptați-vă la bătălii, pregătiți-vă pentru bătălii, pentru lupte spirituale, mai ales în vremurile din urmă. Dar noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor care sunt în locurile cerești. Avem de luptat cu acest balaur. Dar Biblia ne spune ceva frumos. Am fost așezați împreună cu Hristos în locurile cerești în Hristos Iisus. Slavă Domnului pentru asta! În capitolul 13 este marea întrebare. Ce-o fi semnul ăsta? 666. Numărul fiarei sau numărul numelui ei. Unii sunt îngroziți de microchipul care o să vină, dar între timp și-au luat credit card cu microchip. Alții au fost speriați de codul de bare care a apărut pe produse ca să fie ușor de citit când se cumpără produsele respective. Și au fost oameni speriați și au spus acolo întrebare, acolo undeva este 666, pentru că are de-a face cu vândutul și cu cumpăratul. Cine cumpără un produs care are bare, acceptă semnul fiarei. Vai și câtă vâlvă a fost și în România cu acest pașaport biometric. Câte fețe bisericești n-au antrenat mulțimile ignorante în fricându-le că a venit sfârșitul dacă își fac pașaport biometric. Și apoi, câți oare nu sunt dintre cei care spun știu cine este anticristul și semnul lui 666? Este Papa și Biserica Catolică. Și nu știu dacă reușiți să vedeți de unde vine această perspectivă pe coroana papei Vicarius Filii Dei. Este scris ceea ce înseamnă înlocuitorul Fiului lui Dumnezeu. Și când au așezat Vicarius Filii Dei pe verticală și au dat valoare literelor în cifre și le-au adunat și pe acestea pe verticală, a ieșit 666. Răspunsul este simplu, au spus unii. Papa-i anticristul. Știm ce înseamnă semnul fiarei. Oricine se așează sub autoritatea lui. Majoritatea cercetătorilor consideră că semnul fiarei reprezintă o aluzie către împăratul Nero. Alte interpretări au spus este Mahomed. Mă rog, Ceaușescu. Unii spun că e Obama. Mă rog, alții cred că e Putin. Mă rog, s-ar putea ca în casă să-i spui unuia când te supără că e anticrist. Mă rog.
oamenii își dau cu părerea în fel și chip. Cine o fi acesta? Dar, dragii mei, cartea Apocalipsa ne prezintă oameni care aparțin la două categorii. Sunt unii care primesc numărul fiarei. Și aici se ridică o întrebare. Cum? Iar alții primesc numele lui Dumnezeu. Sunt doar două categorii de oameni pe pământul acesta. Sunt oameni care poartă cu ei semnul fiarei și sunt alții care poartă numele lui Dumnezeu. Când a primit Eva pe frunte și pe mână semnul fiarei? Mă rog, fac o mică paranteză. Eu n-am niciun respect pentru diavol. Dar în același timp cred că este foarte inteligent. De ce spun asta? Sunt unii care reduc toată povestea asta cu 666 la chestiuni foarte clare. Nu o să ne pună pe mână și o să scrie 666, o să ne bage chipul aici sau aici. Nu știu de ce. Eu cred că diavolul poate mai mult decât atât. Pentru că diavolul este, în primul rând, șiret. Păi, frații mei, dacă diavolul vine și ne spune că ăsta e 666, cât de redus la minte să fii, să nu ți-l pui, nu-i așa? Dar este mult mai subtilă lucrarea diavolului. Când i-a pus marca diavolul pe frunte și pe mână Evei? Când la nivelul minții a spus, te faci ca Dumnezeu. Și apoi ce a făcut? A întins mâna, nu? Ca să se unească fruntea cu mâna, dacă pot să fac analogia asta. Și a luat, ce a luat? Mărul, spun unii. A luat fructul cunoștinței binelui și răului. A mâncat ea și a împărtășit cu soțul ei, care era foarte bun de stat lângă ea degeaba. În loc să o păzească, se înfruptă din același fruct. Rezultatul, izgonirea din grădina Edenului. Și de atunci omenirea poartă această marcă. Cum poți primi semnul fiarei? Simplu, oricine ascultă de diavol. Și oricine trăiește sistemul de valori al lumii acesteia, are pe mână și pe frunte deja semnul fiarei. Nu vă înșelați, n-așteptați să vă dea guvernul român, european, cum vor evolua lucrurile, sau unul mondial, chipul. Și să credeți că de-abia atunci o să fie semnul fiarei. Oamenii sunt marcați de astăzi. Oricine face voia diavolului este marcat cu semnul fiarei. Îl are și pe frunte și pe mână. Problema este cum pun numele Domnului peste viața mea. Pentru că asta e mai important decât orice, nu-i așa? În momentul în care sistemul de valori al lui Dumnezeu este și sistemul meu de valori, atunci numele Domnului este pus pe fruntea mea. Sunt doar două categorii. Oameni cu semnul fiarei și oameni cu numele lui Dumnezeu pe fruntea lor. Aici este răbdarea sfinților, spune capitolul 14, versetul 12. Sfinților care fac două lucruri, păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus Hristos. Dragul meu, vreau să spun cel mai deschis și cel mai răspicat. Dacă tu zici că ești creștin și nu păzești poruncile lui Dumnezeu, nu te mai înșela. Ești pierdut, pentru că oricine îl iubește pe Dumnezeu, păzește poruncile lui. Nu poți să spui că îl iubesc pe Dumnezeu și minți, curvești, înșeli, faci facturi false, faci afaceri ca toți ceilalți din lumea aceasta, trăiești în hoție, trăiești în ură, în neiertare, în amărăciune, exact ca toți ceilalți oameni. Dar îți spui, cred în Dumnezeu. Nu. Cine crede în Dumnezeu, păzește poruncile lui Dumnezeu. Și acesta este semnul că numele Domnului este pe frunțele noastre. Numai cel care se pocăiește scapă de numele fiarei. Cel ce va birui va ajunge acolo. Cei biruiți poartă numele fiarei. Biruitorii poartă numele lui Dumnezeu. Și mutați-vă cu mine acum în capitolul 21 să citim ce se întâmplă cu cei care poartă numele lui Dumnezeu. De la versetul 1 la versetul 7. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă,
noul Ierusalim gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, pentru că cuvintele acestea sunt vrednice de crezare și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, nu, asta e leitmotivul întregii cărți. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Toți cei cu numele lui Dumnezeu pe frunte vor face parte din categoria asta. Dar urmează versetul 8, care vine să tragă preșul de sub picioarele celor care se hrănesc cu nădejde înșelătoare. Și iată ce spune versetul 8. Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinatori la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu puceasă, adică moartea a doua. Frații mei, versetul ăsta este cutremurător. În versetul acesta sunt prinși toți cei care au pe frunte sau pe mână semnul fiarei. Vreau să vă invit să ne verificăm. Există cumva vreo caracteristică de aici prezentă în viața noastră? Eu constat cu durere un lucru în ultima perioadă. Și valabil și pentru tânăra generație, dar și pentru cei adulți. Se constată că se naște o generație printre noi care face ucenicie la televizor, nu cu Scriptura. Când vorbești cu ei, te surprind că au același sistem de valori pe care îl spune televizorul. Dragii mei frați și surori, dragi tineri, vreau să vă spun în modul cel mai răspicat: în împărăția lui Dumnezeu nu va fi niciun curvar. Nu vă mințiți. Nu vă înșelați. Nu vă duceți cu mâna, cu mouse-ul și faceți click pe site-urile acelea murdare, încărcându-vă sufletul și conștiința de păcatele, de nelegiurile și de spurcăciunile lumii acesteia, crezând că totul este ok. Nu este ok. Trăiți cu nădejde înșelătoare. Dați-mi voie să vă spun încă o dată foarte răspicat: dacă faci vreun păcat fără să ai teamă de Dumnezeu, dacă trăiești viața aceasta fără să ai teamă de Dumnezeu, acesta este semnul că tu de fapt nici n-ai fost mântuit. Ai făcut o baie publică, că așa ți-a spus mama și tata, că pentru a te căsători în biserica asta trebuie să fii botezat. Dar tu nu te-ai întâlnit cu Hristos. Tu trăiești în păcatele tale, tu ești un înfrânt, tu ai inima ca o piatră datorită păcatelor. Și diavolul te minte și diavolul îți spune că este ok atât timp cât vii la biserică, atât timp cât cânți, atât timp cât ești printre ceilalți. Ești bine. Dă-mi voie să spun că nu ești bine absolut deloc. Și locul tău este în iadul cu foc. Și să spui că ăsta e un predicator care și-a ieșit din minți. În loc să ne predice dragostea și în loc să ne-l predice pe Hristos, ne predică că ne vom duce în iad. Dimineața am ascultat un mesaj care m-a tulburat. Și mi-a plăcut o frază pe care a spus-o cineva: prefer să mă urască toți în această dimineață, pentru că le spun că se vor duce în iad, să se pocăiască datorită acestui lucru și să mă întâlnesc cu toții în cer, în împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, tinerilor, vă duceți în iad. Masturbarea, pornografia, curvia, vrăjitoria, închinarea la bani, la lucrurile materiale, toate acestea ne încă pe fruntea noastră și pe mâna noastră este marca diavolului. Poți să cânți că Iisus este Domn. Poți să bați din palme
în numele Lui și poți să-ți ridici mâinile pentru că toți o fac. Dar dacă trăiești în spurcăciune, dacă trăiești în minciună, dacă trăiești în fără de lege, ești despărțit de Dumnezeu, ești pierdut. Dar îți spun toate lucrurile acestea nu pentru că ți-aș dori să ajungi în iad. Ți le spun pentru că astăzi este har. Astăzi trăim în capitolul 7 din Apocalipsa și în capitolul 7 Hristos își pune marca sa pe fruntea celor care vin să-și spele hainele în sângele mielului. Pentru că astăzi este ziua de har în care păcătosul, indiferent unde l-a aruncat diavolul, se poate ridica de acolo în numele lui Iisus Hristos și să spună: diavole, nu te bucura de mine, chiar dacă am căzut, mă ridic în numele Domnului Iisus Hristos, mă pocăiesc de păcatele mele, mi le mărturisesc, mă duc la Hristos pentru că sângele lui și astăzi spală, mă transformă și mă eliberează. Dați-mi voie să vă întreb pe toți care sunteți aici. Este numele dumneavoastră scris în cartea vieții? V-ați spălat hainele în sângele mielului? Se poate ca Domnul să vină oricând. Apocalipsa ne spune și nu mai am timp să închei cu concluziile pe care le-am scris acolo. Domnul Iisus spune în capitolul 22: iată, eu vin curând. Frații mei, nu v-aș fi spus ce am zis mai devreme dacă n-aș ști că sunt între noi. Dacă n-aș ști că sunt oameni care mint aici și apoi se împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. Dacă n-ar fi oameni care se uită după alte femei în timp ce se căsătoriți cu nevasta lor. Dacă n-ar fi tineri care practică pornografia și masturbarea și trăiesc în necurăție. Nu le-aș fi spus. Dar, dragii mei, vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos. Unii vă ucenicizați cu televiziunea, vă duceți în iad. Vă duceți în iad. Treziți-vă, nu vă jucați. Nu poți să fii al lui Dumnezeu 95%, 98%, 99% și 1% diavolului. Nu poți să fii. Ești ai lui Hristos 100% sau a diavolului. Cum poți să stai la biserică și să dai SMS-uri pe telefon și să mimezi că ești aici în casa lui Dumnezeu și gândurile să-ți fie în altă parte? Și vii poate la întâlnirea de tineret și în loc să te rogi, aștepți ca altul să se roage pentru tine și în loc să-ți plângi păcatul, stai într-un mod indiferent în păcatele tale și îți tragi o plapumă peste conștiință și spui: templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, și te hrănești astfel cu nădejde înșelătoare și ai marca diavolului. Vă spun toate astea cu durere. Și vă spun în numele Domnului Iisus Hristos ceea ce îmi spun și mie. Treziți-vă! Bătălia e cruntă. Faci afaceri exact ca ceilalți care sunt în lume. Minți, înșeli, faci facturi false și apoi vii să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului. Ua! Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Și diavolul ne leagă și ne minte și ne spune: lasă că tu trebuie să fii atent când vine ăla cu pașaportul biometric, ăla să nu ți-l iei. Și el și-a pus ștampila pe noi. Hristos ne cheamă. Hristos îți spune în această dimineață: ridică-te de acolo. Nu vreau moartea păcătosului. Nu ne spune niciodată cu autoritate pentru că vrea să rămânem acolo, ci vrea să ne ridice. Vreau să avem un timp în care să stăm înaintea lui Dumnezeu și vreau să vă invit pe toți să ne cercetăm. Este cumva pe fruntea mea semnul fiarei, care înseamnă compromisul? Sunt lucruri pe care le fac și compromit credința? Frații mei, mai bine să murim săraci, dar curați. Mai bine să creadă lumea despre noi că suntem proști, dar să fim sfinți. Mai bine să creadă oamenii că suntem de pe altă planetă, dar să fim ai Domnului. Haideți să ne cercetăm. Aș vrea să vă invit să vă ridicați cu toții și haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu.